Bună ziua, ne spuneți dacă sunteți ok și putem începe? Suntem bine, mersi. Vă spun bună ziua, mă numesc Vasile Grădinaru, sunt președintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău. Alături de mine este colegul meu, Roman Cujuhar, de asemenea consilier municipal în fracțiunea PAS. Astăzi am venit în fața dumneavoastră să vorbim despre cifre, să vorbim despre bugetul municipal, mai ales din motivul că în acest weekend s-a discutat foarte mult despre buget, despre banii care sunt alocați consilierilor și mai puțin despre banii care propriu zis constituie bugetul municipal și care de fapt ar trebui să fie subiectul opiniei publice. Aici vreau să reiterez faptul că domnul Ceban minte ca întotdeauna atunci când face referire la indemnizațiile care sunt acordate consilierilor municipali și nu vorbește nimic încă o dată despre bugetul municipal care are foarte, foarte multe probleme. Dar să le luăm pe rând și să le discutăm pe cifre exact. Vă rog, Roman. Așadar, subiectul despre care vrem să vorbim noi astăzi ține de aproape 6 miliarde de lei și anume despre bugetul municipiului Chișinău. Am înțeles că primarul general își face griji pentru banii publici și pentru că aceștia să fie cheltuiți eficient. Însă, în același timp, avem un buget cu un deficit enorm, cu proiecte absolut ineficiente și, cel mai important, aprobat cu grave încălcări, inclusiv de procedură. Dar să o luăm de la bun început. Pentru 29 decembrie 2020, primarul general a convocat ședința de îndată a Consiliului Municipal. Aceasta deja era a doua ședință de îndată la rând. În mod normal, o ședință a Consiliului se convoacă cu cel puțin 3 zile înainte. Pretextul deciziei a fost că ne aflăm în pandemie și că e important ca consilierii să asculte raportul lui domnului Gâlcă, adjunct al Direcției Asistență Socială și Sănătate. Menționez a doilea raport în decurs de o săptămână. În realitate, primarul pur și simplu se grăbea să treacă cât mai repede proiectul de buget al municipiului. Tot în dimineața aceea, consilierii au primit și versiunea actualizată a bugetului, în urma așa zisilor consultări publice. Era un document absolut nou. Erau niște decizii absolut noi, nu cele care au fost supuse dezbaterilor publice. Cu 3 săptămâni în urmă. Iar consilierii, efectiv, nu au reușit nici măcar să facă cunoștință cu conținutul acestui proiect de decizie și prevederilor din proiectul de decizie. Mai mult de atât, acest nou document așa și nu a fost supus dezbaterilor publice, lucru firesc pentru un document de așa o importanță și pur și simplu a fost băgat pe sub masă pentru a fi votat. În final, în ziua votului, deși toate fracțiunile de bună credință din Consiliu au solicitat ca proiectul să fie dezbătut în plenul ședinței, să fie adresate întrebări pe conținut, întrebări pe formă, întrebări pe procedură, să fie supuse amendamente. La propunerea președintelui de ședință, din partea Partidului Socialist, proiectul bugetului, în două lecturi, a fost votat doar în 2 minute. Toate acestea reprezintă o gravă încălcare a normei legale în ceea ce privește procedura de votare a unui document de o importanță atât de mare precum bugetul municipal. Totuși, adevăratul pericol se ascunde în însuși proiectul de decizii și în textul documentului. Pentru început, trebuie menționat că bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2021 are un deficit de aproape 1,8 miliarde lei, ceea ce constituie circa 30% din totalul cheltuielilor planificate. Astfel spus, 30% din ceea ce a fost inclus în buget riscă și cel mai probabil nici nu va fi realizat. Ion Ceban iarăși face promisiuni goale pe care nu are de gând să le realizeze, de data asta în formă scrisă prin acest proiect al bugetului. În ceea ce privește veniturile bugetului municipal, acestea au crescut infin, de la 4,2 la 4,5 miliarde,
Însă dacă credeți că creșterea încasărilor la buget se datorează eficienței executivului în frunte cu Ion Ceban și eficientizarea proceselor, atunci ținem să vă contrazicem. Creșterile încasărilor se datorează exclusiv creșterii taxelor locale și introducerea unor taxe noi. Astfel, spre exemplu, impozitul pentru bunurile imobile a crescut de la 0,1% până la 0,2%, adică s-a dublat. Totodată a fost inclus o nouă taxă, așa zisă taxă de salubrizare, în sumă de 120 de lei pe an de pe gospodărire. Și această taxă a fost la fel în proiectul inițial, într-un fel propusă, în proiectul final, în alt fel propusă. Cu alte cuvinte, în an pandemic, executivul nu doar încearcă să găsească careva instrumente de susținere a populației, ci să-i limărească taxa. Nici persoanele juridice nu au fost scutiți de majorarea taxelor locale, ba dimpotrivă, au fost și chiar majorate. Spre exemplu, taxa pentru amenajare teritoriului a fost majorată cu 30% de la 120 de lei la 160 de lei per angajat. Cu alte cuvinte, executivul nu încearcă să dezvolte un instrumentariu de facilitare fiscală pentru suportul agenților economici, ci din contră le majorează povara fiscală. Un exemplu elocvent în acest sens ține de domeniul Horeca. În condițiile în care, din cauza condițiilor pandemice, le este restricționată activitatea, aceștia vor fi nevoiți să achite cu 30% mai multe taxe. În unele cazuri, în urma discuțiilor cu reprezentanții domeniului Horeca, ei vor achita pentru un an cu peste 200.000 de lei mai mult per agent economic, pe când încasările le-au fost micșorate cu peste 40%. Și în acest context au fost majorate unele taxe locale și au fost micșorate taxe locale pentru unele vicii, cum ar fi taxa pentru aparatul de casă unde se vin produse din tutun, care a fost micșorat de două ori. Ceea ce a făcut referință colegul meu era pe unele domenii. Eu mă voi referi în special la cele ce țin de problemele care le evidențiază oamenii zi de zi, care stau în top 3 probleme cu care se confruntă oamenii. Și mă voi referi întâi și întâi la drumuri și căi de comunicație. O problemă în prezentul buget este faptul că domnul Ion Ceban a prevăzut în acest proiect 100 de milioane de lei pentru unele drumuri care, atenție, nu există proiect, nu există PUZ, nu există un studiu de fezabilitate. La întrebarea noastră de ce 100 de milioane, de ce anume aceste străzi, răspunsul este de atâta, deja arhicunoscutul. A doua problemă este pe fluidizarea traficului. Cu toții cunoaștem că inclusiv în acest an va intra în reparații strada Ion Creangă, și respectiv noi trebuie din timp să prevedem unde vom fluidiza traficul, unde vom redirecționa traficul pe perioada reparării acestei străzi. Respectiv în acest context am propus ca să fie reabilitate mai multe străzi care ar ajuta la fluidizarea traficului. În cazul dat, dacă vorbim de Creangă, atunci ar fi fost cazul să lărgim strada Vasile Lupu în tronsonul Coca-Belinski și să amenajăm intersecțiile aferente, astfel încât să fluidizăm traficul în acea zonă. Exact aceeași soluție este și pentru strada Grenoble în tronsonul Cuza-Vodă, Valea Crucii, și cu amenajarea intersecțiilor în acea zonă, pentru ca la fel să fluidizăm traficul. Însă, pentru aceste proiecte nu s-au găsit bani și o să vedeți pentru ce s-au găsit în schimb bani. Totodată, cu mare fast și cu multă laudă în anul precedent am vorbit despre benzi dedicate transportului public și iată că, deși era prevăzut în anul 2021 să avansăm pe această dimensiune și să prevedem 7 milioane de lei pentru amenajarea benzilor dedicate pentru transport public, pentru a crește viteza de deplasare a oamenilor la serviciu, mai ales în contextul insuficienței transportului public, iată că nu s-a dedicat nici un leu.
De asemenea, o altă greșeală mare și altă încălcare a unei decizii promovate de PAS în Consiliul Municipal era faptul că în acest an urma să fie prevăzut 1 milion de lei pentru auditul RTEC și PUA, adică parcurilor de troleibuse și de autobuse. În ce context, stimați cetățeni? Ce bani ne-a pregătit scumpiri nu doar în taxe și nu doar în buget? Ce bani ne-a pregătit și multe alte surprize negative pentru buzunarul chișinăuienilor și, în special, creșterea prețului la transport public? O să vedeți și o să resimțiți în acest an inclusiv acest lucru. Deja unele primării din suburbii simt acest lucru și sunt nevoite din contul lor să subvenționeze agenții economici ca să asigure transport. Pentru că din suburbii sunt foarte multe semnale că oamenii vin efectiv pe jos, pentru că nu au cu ce veni la lucru. Pentru că nu avem suficiente unități de transport și PAS pentru asta a făcut totul. A făcut și grup de lucru, a făcut și proiect decizii, a pregătit caietul de sarcini. Ce bani doar trebuia să lanseze licitația și nici acest lucru nu l-a făcut. Mai corect, nu a putut face o evaluare a acestor oferte, astfel încât nici astăzi nu avem transport nou în municipiul Chișinău. Și spuneam că banii, iată, pentru asemenea proiecte importante pentru oraș nu au fost prevăzuți, în schimb, ei au fost prevăzuți în altă parte. Și în special o să vorbim despre învățământul din municipiul Chișinău. Cu toții noi știm că o bună parte din buget este redirecționat spre reparațiile capitale a instituțiilor de învățământ. Și încă anul precedent am lucrat foarte mult cu doamna Cutasevici și am zis să facem o prioritizare a investițiilor în acest domeniu, astfel încât să rezolvăm întâi problemele mai prioritare, după care cele mai puțin prioritare. Am lucrat destul de mult la acest subiect, însă domnul Ceban a scuipat peste toată această muncă și a găsit că prioritar pentru investiții în acest an sunt bazinele și gardurile. În timp ce în unele instituții plouă, în timp ce unele instituții fac focul în sectorul centru încă la sobe, noi dăm 15 milioane de lei pentru un bazin la un liceu, 800 de mii pentru un bazin la o grădiniță și mai dăm 1 milion pentru un gard. Un exemplu, așa, mai multe garduri s-au prevăzut în acest an. La întrebarea mea către doamna Cutasevici dacă acestea sunt sau nu o prioritate, dumneavoastră a ridicat din umeri, dar eu vă spun care este răspunsul. Răspunsul este târgul dintre Ceban și partidul Șor, pentru că aceasta a fost solicitarea Șor, pentru a vota acest buget cu atâtea lacune și cu atâtea greșeli și cu atâtea lucruri prost prevăzut. Mai mult ca atât, la răspunsul, la întrebarea mea de ce facem garduri atunci când avem nevoie de alte investiții mai urgente, doamna Cutasevici ne-a răspuns că noi trebuie să ne protejăm de câinii maidanezi. De asta trebuie să facem garduri. La care am explicat doamnei Cutasevici că lupta cu maidanezii se ocupă autosalubritate. Noi avem serviciu special pentru prinderea și sterilizarea câinilor și pentru a soluționa această problemă, dar nu prin garduri. Nu prin garduri soluționează această problemă. Mai mult ca atât, peste noapte, dintre varianta primului buget și dintre cea de-a doua variantă a bugetului, au fost scoase unele investiții care mi se păreau destul de ok, dar care au fost scoase și nu înțeleg de ce. Și eu o să vă dau doar un exemplu, este vorba despre 20 de milioane care erau prevăzute pentru compostarea materiei verzi, adică a frunzișului și a crengelor, care din masă verde sau masă lemnoasă urma să fie compost, un produs care va fi valorificat ulterior de spații verzi sau care poate fi comercializat. Un proiect foarte bun pe care noi l-am susținut și iată că ei l-au scos, mai mult ca atât au avut obrazul să-l scrie că fracțiunea PAS a solicitat acest lucru și este o minciună crasă și o să cerem dezmințirea acestei informații de la Ceban și de la executiv. Așa cum au fost incluse și alte inexactități în tabelul de divergență aferent proiectului de buget. Eu vreau să vă spun că fracțiunea PAS nu doar că a contestat public acest buget, dar a contestat și juridic acest buget. Pe data de 7 ianuarie 2020, fracțiunea PAS a depus contestație la Cancelarea de Stat pentru toate încălcările care au fost și așteptăm o reacție din partea Cancelarei și ulterior vom merge în instanță dacă Cancelarea va avea o abordare diferită. Pentru că recent, deși a fost o altă decizie care ar fi fost benefică municipiului Chișinău și anume întoarcerea unui teren pe care abuziv un agent economic a vrut să-l ocupe,
Cancelarea de stat a spus că nu poate fi aprobat o asemenea decizie fără dezbateri publice, în timp ce proiectul de buget votat nu a fost dezbătut public. Vă amintesc, a fost dezbătut un alt proiect, un proiect inițial și nu cel votat, care a fost votat propriu-zis. Și în consecință, ținând cont că v-am exemplificat cel puțin câteva cazuri în care sunt proiecte vădit neprioritare, facem apel către Ion Ceban să nu lanseze achiziții pe aceste domenii care nu sunt prioritare. Trebuie să revină încă o dată asupra priorităților și să încercăm să implementăm aceste proiecte care cu adevărat sunt prioritare. Și lasă-l să iasă să ne spună nouă în față. Este mai important Vasile Lupu? Este mai important Grenoble? Sau este mai important bazinul? Este important gardurile? Sau benzi dedicate pentru transport public? Să facă alegerea, să vină și să spună în fața oamenilor tranșant, astfel încât oamenii să conștientizeze cu adevărat pentru ce au votat și cu ce s-au ales. Eu vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, vă rog frumos să le puneți. Dacă nu aveți întrebări, noi vă mulțumim frumos și ne revedem cu altă ocazie. Mersi!